voi trola astăzi pe Darusel 2012 în apropierea Halloween-ului în Minecraft. Ei bine, suntem la Vați Ascunsului, și după cum puteți vedea, sunt într-o zonă specifică Halloween-ului și mă aflu costumat ca un scheleton. Ei bine, hai să nu mai fim scheleton, să ne revenim la normal și după cum puteți vedea, am ceva pe cap, aș putea să am și asta de zombie, pot să am și de dragon și foarte multe chestii și așa vreau eu să-l trolez astăzi pe Darusel. Pot să mă fac chiar și un witch, ceea ce o să fie super interesant și o să vreau să-l trolez enorm de mult. Ei bine, pe lângă astea, am aici un flint steel, am aici și un arc cu care pot să trag. Eu mai pus aici niște scheleți și foarte multe chestii. O să mai pun mai multe și acum că văd că de fapt nu-i mai văd. Sau, a, uitați, sunt unii pe acolo, vedeți și uiciu pe acolo. Toate chestiile astea și așa o să-l trolez pe Darusel. Credeți că se va prinde sau credeți că va fi ceva mișto? Scrieți în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri dacă vrei să mai facem episoade de genul. Păi, Darusele, bă, ce ți-ai făcut, mă, ți-ai pus de la de sânge pe la gură, mă, deja ți-ai făcut machiajul de Halloween sau ce ai făcut? Ai dat cu dintele de bordură cu singurul dinte pe care îl mai aveai? Cookie. Te-ai rupt dintele la cookie. Bine, bă, dar să le fii atent. În momentul de față, suntem aici, dar să le... Ia că nu știu ce, e pe mine, mă cheamă Rafael, gâni, hai, da, foarte amuzant, ești, dar să le... Ei bine, fii atent, Cursed Forest, tu rămâi aici, dar să le puneți din nou ce spray tu acela și sabia. Și o să zic eu când să vii după mine, eu o să mă duc acum, dar să le... Și în momentul în care eu o să zic atunci să vii după mine, bun, dar să le... Aici este o hartă super, super minunată. Înainte de toate trebuie să fac o chestie, dar să le... Perfect, am făcut chestia aceea și acum trebuie să văd unde să mă ascund. Deci am disponibilitatea să mă ascund în foarte multe locuri. Ei bine, dar să le... Suntem tot la hărțile noastre preferate, practic, dar de data aceasta că vine Halloween-ul, este o tematică mai așa de Halloween, adică ghiciște, ia pe ce hartă nici când are să le ia ghiciște, dacă mai ții tu minte. Cursed World! Da, da, bă, gen, ce s-a aflat, dar să le Cursed Forest, nu World, dar să le, dar ce s-a aflat? Da, și ce s-a aflat pe acea hartă, dar să le, bă, înainte de toate vreau să zic că poți să vii. Hai că ești fraier, dar să le, bun, de ce ai venit, dar să le, sau n-ai venit, că nu pot să te văd, că eu sunt undeva. De fapt, dacă am zis că nu poți să te văd, poți să ai un indiciu, ceea ce credeam de el, dar în fine. Și da, adică okay, indiciul... Ok, indiciul că tu, că nu, că eu sunt de nevăzut. Da, dar să le, tu ești de nevăzut, nu știu unde te afli în acest moment, dar să le, chiar sunt foarte curios să văd unde te afli, da. Da, mor, dar să le, da. Ok, pe și tu găsești și tu ceva, dar să le, sau nu găsești? Adică eu, să știi... Păi caută-mă, dar să le, nu știu pe unde ești tu. Ideea e că pe aici sunt și scheleți, pentru că e Halloween, nu sunt și scheleți, dar să le, și trebuie să ai mare grijă. Și în afară de scheleți mai sunt și... Da, și witch, dar să le, și witch pe lângă scheleți, am uitat să zic... Infract, dar să le, doamne, ai făcut infract. Bă, dar să le, fii atent că sunt foarte mulți scheleți. Am auzit un schelet, te-ai bătut cu scheletele, mă? Cu ce te bați acolo? Mamă, cât de fraier. Da, dar să le, cât de fraier ești. Ok, bun, bun, bun. Bă, și oameni buni, hai să facem noi aici o chestie acum, mai fi să facem. Hai încoace! Hai încoace! Hai încoace! Am pus-o la acolo și uitați-vă cum a rămas, what? Cât de amusant! Nu cred așa ceva, ce am reușit să fac, bun, ce să ne punem ăsta așa și să nu o să-și dea seama. A, bă, nu m-am dus jos. Aia, ești de fapt. Ce faci, bă, bă, Rafaele? Nu, bă, te-a bătut, nu cred. A, fraiere, bă, dar nu te-ai speriat deloc, nu-i pus și eu aia ca... Ce mă, am vrut să... Da, dar să le, m-am tuns. Bă, am vrut să-ți fac o chestie, dar să le, am vrut să te sperii. Dar nu ți-ai dat și tu seama, mă, mă, pe bune, chiar așa. Bă, că l-am dat jos, gata. Da, bine, foarte amuzant ești tu, dar să le, lasă că vezi tu, nemernicule, lasă că vezi tu, lasă că vezi tu, dar să le, hai, hai, mă, gata, 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 hai că mă pun aici în col și te aștept să te ascunzi, da, hai că mă pun aici, ok, dacă mă pun aici, să vă ajut. Ok, dar să le, ești un mare nesimțit. Dar să le, vin după tine, ești gata? Poți să vin? Poți să vin? Ce faci mă acolo, dar să le? Ei bine, dar să le, că tot vine Halloween-ul care este foarte, foarte, foarte aproape, dar să le. Adică o zi, două, nu mai știu exact, dar este foarte aproape. Vreau să spun, să spui ceva, nu știu, ce știi tu așa, dar să le, ceva legat de Halloween, dar să le, o povestioară, ceva de Halloween, o ghicitoare, o ceva, dar să le, de Halloween, o poezie, ceva, ce știi tu, dar să le, mai frumos să spui despre Halloween, mai bine. Ce vrei? Ce este rotund și se învârte? Ce este rotund și se învârte, dar să le, are vreo treabă cu Halloween-ul măcar? Da! Ce treabă are cu Halloween-ul asta? Zic să nu zic? Ce? Zic răspunsul? Da, dar să le, dar nu mai țipa, adică, ok, bă... Sfârcul! Ce? Doamne, dar să le, ai că ești fraier, bă, doamne, ai probleme cu capul, mă, dar să le... Doamne, dar să le, bă, eu sunt după tine, ideea e că vreau să-mi dai și un indiciu, dar să le, că deja cred că am un minut de când te caut, nu te găsesc și ar trebui să-mi dai și un indiciu, sincer. Păi, galben!
galben. Vezi galben? Cum adică vezi galben? Mă, galben pe harta? Ah, ok, ok, interesant. Vezi galben, dar ideea e că aici în interior nu cred că se vede galben, doar în partea asta, ceea ce ar putea să fie ceva de genul... Mă, ce e asta? Bă, ce-am văzut? Bă, am văzut ceva! Bă! Carusel? Bă! Ce? Am văzut ceva! Bă! A adus pe cineva cu noi aici? Nu! Cum adică nu? Ce? What? E dracul? Bă, eu! Ia unul care seama cu un dragon! Mă, cine e ăsta? Bă, alu, care ești, mă? Cine ești? Bă, ce? Bă, dă mine, dar să-l ajutor! Tarasel! Tarasel, ajutor! 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 Prostule, tu vezi că scrie că ești tu, doamne, ce prost! Doamne, cât de prostii, Tarasele, ce încercam mă să faci, mă, idiotule? De ce ai venit spre mine? Puteai doar să mă sperii, nu să vii așa spre mine. Te-ai dat și de gol că m-ai omorât, doamne, Tarasele. Adică nu înțeleg de ce... O, oh, bună ziua, maestre! Mă învățați și pe mine ceva pentru spinjițu, pentru chestii de genul? Ok, ok, vrei să vă învăț și eu ceva pe dumneavoastră? Ia veniți încoace, veniți încoace, fiți atenți, uitați-vă în spate, închideți ochișorii și puneți-vă o dorință. La 3, vă zic, da? Hai! 3, 2, 1 și... V-a spus dorință? V-a spus dorință? Da, vreau ca toată lumea să dea like, subscribe, că dacă nu te mor... Ajutor, ajutor, dați like, ajutați-mă să nu mor... Da, deci n-ați apucat să dați like prea repede, dar poate reușiți să dați și un like și un subscribe acum și un comentariu și poate încercați să mă ajutați ca să-l găsesc pe prăstul ăsta. Ia, mamă, că vreau să te ascunzi tu, Daresele, din nou. Unde ești, mă? Hai să te văd. Unde ești, te-ai ascuns, mă, Daresele, mamă, stai să opresc focul ăsta de pe aici. De fapt, e că lăsăm să fie puțină lumină pe aici, ar trebui, dar să nu ia foc toată pădurea asta, că văd că pe aici sunt foarte multe de astea. Bun, Daresele, vezi că apare că ți schimb skin-ul. Nu știu ce încerci tu să faci acum, cum vrei să mă mai păcălești, dar să știi că eu sunt după tine și o să te găsesc, Daresele, ca să știi. Ok, nu-mi pasă, ești fair. A, nu-ți pasă, bine, Daresele, bine, Daresele. Ok, bun, hai să vedem pe unde. Așa, și ce te-ai făcut fetița acum, Daresele, ce să înțeleg? Adică, da, gata, gata, nu mai alerga, gata, Daresele. Da, nu ești când v-ați ascunselea, nu ești când, Daresele, ești când v-ați ascunselea, nu prinselea. Mă, idiotule, ești când v-ați ascunselea, nu prinselea. Mă, ești când v-ați ascunselea, nu prinselea, Daresele. Alo, unde te-ai dus, mă? Unde ești? Cât de prostii, dar stai că mor și eu. Bă, stai pe loc. N-am sabie. Bă, dar unde mi-e? Aveam un arc eu. What? Bă, aveam un sabie și un arc eu, nu mai am nimic. Mă, așa, stai, mă, să mă, tu mă, bunule, să te pun la cuvărere, că te văd cu Danusel, păi na. Doamne, cât de prostii copilul, să uitați-l la acolo în spate. Ce faci, mă, fraiere? Ce faci? Hai, mă, hai, Danusel, hai că mă... Ce faci, mă? Ce faci? Oameni, uitați-vă la el. Da, uitați-vă la el. Așa. Și unde te-ai dus acum? Te duci pe aici, da. Wow, foarte amuzant, dar să le bine. Fii atent, dar să le... ideea este să stăm pe... Unde te-ai dus, mă? Ok, ok, oameni, bun. Hai că revenim cu runda următoare, că deja e jale cu Daresele. Să vedem că nu o să găsească. Fiți atenți și o să-i fac eu runda aceasta. Pentru a doua rundă în care o să-l trăiesc pe Daresele, nu o să mă fac un nuici. Nu o să mă fac niciun schelete. Dar am ceva mai bun în plan. Hai să ne revenim în forma normală și acum fiți atenți. Aș vrea să mă fac acest pumpkin și să mă pun undeva într-un loc în care Daresele nu ar putea să-și dea seama. Și știți ce aș vrea să încerc? Aș vrea să încerc o chestie. S-ar putea să știe el de treburile astea, dar în același timp aș vrea să văd dacă reușesc să mă plasez cumva aici deasupra ca să nu mai poți cădea undeva jos de tot. Să vedem dacă merge în primul rând. Da, nu cred că merge să te plasez. Da, nu merge din păcate. Dar dacă mă pun aici, ok, hai să vedem unde ne plasează. Și după aceea să revenim să vorbim și cu Daresele. Bă, a, nu merge, fraților. Nu e bine, bun. E bine, hai să ne punem undeva. Bă, Daresele, oprește-mă căscuța aia că te aud când vorbești acolo. Ce schimbiturile visezi, mă, Daresele? Ai rămas setat. Dar se oprește căscuța aia și vorbește ca lumea, omule. Fără. Ce? Doamne, ajutați-mă, vă rog, scăpați-mă de la fraierul ăsta. Dar se... Da, m-am ascuns. Ce încerc să spun? Da, dar să le... Hai, ce faci? Ai venit sau n-ai venit? Dar să le... Ok, trebuie să... Gata, dar să le... Vorbește ca lumea și lasă-mă în pace. Ok, bun, deci dar să le-am văzut prin partea. Nu mai țipa, dar să le... Vezi că te-am văzut. Mă, uitați-vă la dar să le cădă fraiere. Aș încerca să-i fac eu chestie, dar... Unde e fraierul, mă? Aolo, dar dacă mă iau de pe ăsta să duce... Doamne, iartă-mă de tot. Ok, bun, nu, trebuie să am grijă. Mamă, dar nu, că ăsta nu e loc bun. What the fuck, de ce m-am pus acolo? Acum îmi dau seama. Hai că mă pun aici lângă ăsta. Nu o să vreau să dau prea multe detalii și așa. Ce faci, mă? Păi, dar să le... Păi, eu sunt ascuns, mă, băiatule, dar să le... Eu stau ascuns acum, adică nu pot să zic nimic altceva, dar cred că stau foarte, foarte ascuns. Da! Ce? Ce s-a întors pumpkinul ăsta la mine? Bă, nu. Cum adică? Ce s-a întors, mă, la tine, dar să le... Ce visezi, mă? E, bă, era frie, era un loc de
pumpkin care gen era mă spate lui, dar gen s-a întors în fața mea. Nu. Ce om? Toamne, dar însele, nu mai fi idiot, am zis, vorbește mă omule ca lumea, dormi și tu, dar însele, nu știu, fă ceva, dar însele, să fii mai odihnit, dar însele, că nu înțeleg ce vedenii găsești tu, dar însele, că nu te înțeleg pe bune, dar însele. Hai, vrei să-ți dau indiciu ceva? Vrei să-ți dau indiciu ceva? Da! Pe indiciu, primul indiciu pe care o să ți-l ofer, dar însele, este faptul că în momentul de față eu chiar nu te văd, adică nu știu unde ești, n-am niciun habar, dar însele, altceva nu vreau să-ți mai zic. Și alte indicii o să-ți mai dau peste un minut sau când vrei tu, dar însele, știi, ceva de genul. Și da, adică, da, nu e nimic normal. Bă, dar prostul ăsta. Nu, bine că nu mi-a dat seama, bine că nu mi-a dat seama. Bun, ok, fii atent, în momentul de față ai vrea eu să încerc să fac ceva, bun, deci mă pun înapoi ca mine, stai să ne scotem ăsta și să ne luăm capul ăsta de dragon. Ok, stai puțin, că mă ascund aici, fiți atenți, aici, nu, bă, fete, nu, lasă! Ce fraier ești, bă, pe cap de dragon? Bă, da, am crezut că capul ăla de dragon pot să mi-l pun pe mine, dar răsele, da, am avut o mare țeapă, că ăla era doar să-l pui așa, credeam că am vrut să fac o schemă. Bă, ești așa de prost încă să pierzi, bă! Bine, dar răsele, ia pune-te, mă, tu acum să te caut, hai, mă, dar răsele, hai, te ascunzi, ia că vin după tine acum, gata, am venit după tine, dar răsele, hai, te ascunzi. 5, 4, 3, 2, 1, și... Vin în căutare după tine, dar însele, dacă nu o să fie bine pentru tine, nu o să fie deloc, dar însele, ca idee, nu știu ce am zis aici, dar însele, sunt după tine și bă, dar nu mi-ai spus tu ghicitoarea, dar însele, ceva, bă, de Halloween, ceva cu tematică de Halloween, nu, încă nu mi-ai spus, dar însele, încă aștept la dracu. Bă, omule, stai puțin, deci ce-i place unui câine practic și este formă de om? Da! Adică vrei să-mi spui tu mie că te-ai costumat în câine sau ce-ai făcut acum? Ce-i place la un câine și are formă de om? Ce adică? Scheletul, adică oasele! Adică ești... adică ești aproape de niște scheleți, ok. Sau nu e... Bă, dar de fapt cred că tu e o rupă tot scheleții, dar lasă, ia că te caut, dar înseamnă acum. Da, a fost indiciu sau nu a fost indiciu? Bă, iau astea foc pe aici, dar să le s-au băgat în ăsta, sau că trebuie să... A fost indiciu, dar să le, ok, hai să vedem. Bă, da, dar sunt indiciu sau nu știu care e faza cu indiciul, sincer, dar ideea e că aș vrea să încerc ceva pe aici, nu e pe aici, bun. Unde să mă întorc, bă? Unde e fraierul ăsta, mă? E întrebarea mea. Cred că e tu pe aici, prostul, că altundeva n-ar avea unde să se ascundă. Fiți atenți, că îl găsesc. 3, 2, 1 și e pe aici. Ia, schimbi iar scriu, dar să le, nu știi că se vede? Nu-ți dai seama? Ce să vadă? Nimic, dar să le, nu se vede nimic. Ai dreptate, ai dreptate. Bun. Dar dacă ești aici, bă, dar mă faci rău de tot, că tu dacă mă vezi, dar să le, practic e cam greu acolo și nu știu pe unde este cam, dar să mai dă un indiciu ceva, dă un indiciu. Văd ceva albastru. Alt indiciu, dar să le, că albastru să cam vede mai mereu. Ok, păi da, nu știu, mă, da, bă, să vede aproape de tine sau departe. Aproape! Și stai pe el sau ceva? Mamă, stai că am dat în ăsta. Nu, mamă, stai că m-am luat la bătaie cu nici, dar să le... Un timp prostul ăsta, bă, oameni buni. Voi la... Bă, deci dacă l-ați văzut, scrieți acolo în comentarii că eu sincer nu văd nimic. Ok. Ok, nu e aici nimeni. Ia că vreau să mă urc aici să tot să văd aici de deasupra, mă. Unde ești, mă, fraiere, a? Nu știu, gata, mă. Uitați-vă la prost, doamne. Doamne, mi-a făcut ziua mai bună cu chestia asta. Hai să lăsăm. Dacă mai vreți episoade de genul, scrieți-ne în comentarii că a fost prea funny episodul de Halloween. Sincer, chiar mi-a plăcut pe lângă restul. Chiar a fost super amuzant, mi-a plăcut. Ia vină mai ce fraiere. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.